Ziua de la Roberto Coalia. Astăzi aș dori să vorbesc puțin despre un subiect al specialiștilor, Subiect despre care majoritatea oamenilor știu foarte puțin lucrurile sau chiar nimic. Și un subiect care în viitor va avea oricum un impact important în viațile noastre. Cu siguranță, azi auziți de Bitcoin, dar probabil că nu sunteți la curând cu toate detaliile. Mai mult decât atât, probabil că nu sunteți la curând cu urmarile. Mă refer la cele alte monede care vor să devină alternative la Bitcoin. Bineînțeles că aici nu vom putea elucida toate misterele în legătură cu acest subiect, dar vă putem oferi o imagine de ansamblu. Bitcoin este o monedă electronică care a fost creată în 2009 și constă de fapt în Base de date de la, omna, la omna. base di dati distribuita della uomo La Base di dati che in modo ideale è spartasciata da origini di sene orice summa di astfel moneta. Per questo siamo sicuri che le monedele afflate in circolazione non sono falsificate. Desamana, se mod, de asemenea, Bitcoin si emette in un determinato modo stabilito da in precedenza. și care nu se schimba prin un proces numit proof of work, care constă în rezolvare unui anumit algoritm de o dificultate variabilă. Acesta este un proces de monetărie la care teoretic oricine poate participa, dar în realitate astăzi este rezervat celor care își pot permite computerele dedicate, care se scumpești pe zi ce trece și mai mult decât atât tot curentul pe care aceste mașinarii consumă. Atunci când Bitcoin a fost creat în uh, 2009, acesta nu valora nimic. Primii entuziaști care uh, l-au adoptat produceau mii de monede la fiecare câteva zile. Și la acel moment habar nu aveau uh, ce, se fac, uh, ce se facă cu, cu ele. În uh, 2010, în mai 2010, un bărbat pe nume Lazlo s-a oferit să plătește 10.000 de bitcoins, oricui dorea să îl, trimite două pizze. A trecut câteva timp până când cineva i-a acceptat oferta de 10.000 de bitcoins. Și atunci, în sfârșit, Lazlo a reușit să se cumpere cele două pizze. Nu erau, probabil așa a gândit Lazlo. Două pizza adevărate, concrete, gustoase și comestibile. În schimbul de ceva, de ce? De, de câteva electroni și unui uh, lanț ciudat de litere A și de pe ecranul computerul lui. A făcut Lazlo o afacere bună. Asta depinde de cât de bune au fost cele două pizze până la urmă. Potrivit uh, ratei de schimb, de schimb valutar de acum câteva zile, 25 mai 2017, cei 10.000 de bitcoins valorează astăzi, după șapte ani, aproximativ 26 milioane de dolari. Laslo se poate lauda astăzi cu faptul că a mâncat cele mai scumpe pizza din lume. Apropo de pizza, se pare și acesta se scumpește pe zi ce trece. Doar în ultimele luni, Bitcoin s-a dublat din nou valoare, ajungând la o cifră maximă de 44 4, 4, 4 de miliarde de dolari. Dar cum de Bitcoin? a avut un asemenea succes incredibil în ciuda faptului că încă nu sunt atâtea lucrurile pe care să-l pune cumpara direct cu bitcoins. Sunt multe, multe motive. Atât de multe încă aș putea scrie o carte pe acest subiect. Și poate că într-o zi o să scriu. Dar dacă ar fi să facem un rezumat al acestor motive în câteva propoziții, cuvintele, Covintele che erano sicurezza, determinare, consenso impartasciuto, decentralizzare e intimità, adicca privacy. Tra i vremuri in cui, per due parte i beni sono creati da quattro banchi con una baghetta magica, in quantità per cui i banchi le dorescono. parliamo di quantità absurde, Și astfel, valoarea acestor valute care sunt create arbitrar din nimic este doar o chestiune de credință. Și, și pe cealaltă parte, fiecare tranzacție economică pe care noi o facem e, transparentă autorit e transparența autoritaților care, la moment actual, cel puțin în Italia, știu despre soldurile și despre bunurile noastre chiar mai mult decât știm noi. Mai ales aceia, aceia dintre noi care nu și petrec tot timpul gandindu-se la bani. Bitcoin a oferit o alternativă la acest model incomod și care nu e durabil. Și tot mai mulți uh, uh, oameni percep Bitcoin ca banii ai viitorului și se grăbește să se pună mână pe câteva. În orice caz, fie că ca credeți sau nu, Bitcoin e deja trecut. Felul în care e făcut e depășit. Arhitectura acestuia e demodată și nu mai funcționează așa de bine acum. Să transferi Bitcoin nu mai e o chestiune de câteva minute. Poate dura ore, zile sau chiar săptămâni. Sau trebuie să plătești niște comisiuni extrem de mari, mai mari decât comisiunile obi obișnuite de la banci. Astfel, Bitcoin trebuie să fie schimbat. Dar în comunitate sunt discuții și certuri în legătură cu modul în care acesta ar, ar trebui schimbat. Acesta este motivul pentru care Bitcoin va fi divizat cel mai probabil în două monete diferite. Și încă nu e clar ce urmează să se întâmplă pe urmă. Și acesta este probabil motivul pentru care în ultimele luni a fost martorii unei goane după aur. La toate cele alte criptomonede care sunt alternative la Bitcoin și care în criptojargon se numește altcoins. Da, la ora actuală există sute de alternative la Bitcoin. Cred 830, ceva așa. Și majoritatea acestora sunt superioare din punct de vedere tehnologic. Totuși, consensul general, care este cel care dă da valoare unei valute, încă gravitează în jurul bitcoinului, strămoșilor lor. Dar pentru cât timp? Următoarea revoluție, o revoluție înainte o revoluție, putem să spune, ar putea avea loc în orice moment. Și ne putem trezi brusc cu succesorul bitcoinului, forțând forțându l pe acesta um, să se pensioneze. Așadar, dacă puneți vreodată mâna pe niște criptomonete noi și pline de speranță, aveți grijă să nu renunțați la ele prea devreme do o pizza. Sunt multe criptomonede în competiție pentru succesiune și veți avea de unde alege. E imposibil Se le non mi impetuate. Ma queste io non le conosco, per molto. Perché non è che la propria logica, i propri meccanismi, proprie filosofie. Fiecare di è ar trebui studiate, și è niente di se fia discutato. Dopo a questa proof of work, il meccanismo care funcționează Bitcoin, Peercoin, peer coin, una moneta che se numește Peercoin, peer coin, ha inventato. proof of stake. Cu proof of stake, dreptul de a stabili rețeaua și de a emite moneda, noi, moneda noi, să revine monedelor și nu computerul. O soluție și mai sofisticată este proof of importance, introdusă de moneda NEM, care în doar câteva ani a ajuns la o cifră de peste 2 miliarde, miliarde de dolari. Dar moneda superstar al ultimului similor anii, este Ethereum, Ethereum. Acesta pe lângă faptul că este o monedă, mai este și o platformă adevărată care își are propriul limbaj de programare. Pe această platformă oricine poate cumpăra bunuri folosind așa numitele contracte smart, smart contracts. Asta e o revoluție care deja nu e mai doar monetară. În viitor, acesta va schimba probabil modul în care oamenii relaționează din punct de vedere legal și comercial în toată societatea. Așadar, au trecut câteva ani de când uh, regretați că ați ratat trenul Bitcoin, consolați-vă. În timp ce erați ocupat cu regrețele, ați mai ratat și trenul Ethereum. Ethereum s-a născut în 2015 și în doar doi ani a ajuns la jumătate valorii bitcoinului. Mulți oameni fac previziune că această monedă va ajunge din urmă și va detrona strămoșului categoriei. Dar mai există vreun un proiect recent la care cineva ar putea spera de a, a spera să se mai alături de la început sau mai aproape de la început? Iobine, in 2016 vara trecuta, niște programatori russi au lansat Waves, o altă platformă pe care Potts face multul lucrele și care spre deosebire de Ethereum, e ușor short de folosire de catre oricine. În ultima vreme, valoarea monede Waves a crescut de 10 ori. Ce a ce nu e mare lucru în acest perioade periode în care 3. Ioan Sumik I-am creat o valută foarte personală de platforma Waves, coalia coinului, după cum pute, poți vedea din portofelul meu. Dacă vă faceți un portofel gratuit Waves și îmi trimiți un e-mail cu adresa Waves, vă voi trimite gratuit câteva coalia coins. Astăzi nu valorează nimic, dar mâine cine știe. Poate mâine vor valora mai puțin decât nimic. Altfel, chiar mai recent cre creața, creața, doar cu câteva luni în urmă, e Byteball. Un alt concept cu totul și cu totul nou și cu arhitectură diferită de toate cele alte și, care, și la care blockchain-ului a fost înlocuit cu un nou mecanism chiar în acest moment și în lunile care vor urma, puteți primi Byteballs gratuite de, dacă detineți deja Bitcoins sau Byteballs. Această livrare se face pentru a crește circulația și adopția acestei monede. După cum vedeți, trăim într-o lume încărcată de emoție și numai ce am atâns varful icebergului. E greu să nu fim de acord cu faptul că toate acestea vor reprezintă viitorul într-o lume în care banii de modă veche devin pe zi ce trece o chestiune de credință. Și pentru a completa tabloul nostru micuț de ansamblu în cel mai bun mod posibil, urmează să vă spun ceva despre Bancor, cel mai recent apariție în această lume fascinantă. Acest proiect urmează să fie lansat în următoarele zile și experții din acest domeniu îl numesc deja proiectul Anului, un proiect care se îndreaptă către un viitor luminos. Și astfel avem în sfârșit un tren care încă nu a plecat și care încă are suficient locuri libere. Ați fost avertizat. Bancor constă, de fapt, într-un protocol foarte inteligent care permite crearea automată de lichidități pentru orice bun legal, criptomonete, puncte de loialitate sau orice altceva. La baza acestui protocol stau așa numitele smart tokens, care permite crearea așa ziselor smart contracts. Vă rog să ținet minte expresia smart tokens a fost inventată de către Bancor și pun pariu că o veți auzi din ce în ce mai des în viitor. Pe termen lung chiar mai mult decât veți auzi cuvântul Bitcoin, așa cred eu. În timp ce Bitcoin nu este altceva decât o monedă digitală, și cu Bitcoin îți puteți face puțin lucrurile, cum ar fi vânzarea, cumpărarea și, da, specularea, Smart Tokens e unealta mai complexă și, și, care te lasă să faci o gamă variată de lucruri. Majoritatea ca lor încă nu este, încă ne este necunoscută. Imaginația, de fapt, e singura limite în acest domeniu. Explicația tehnică la modul în care bancor va folosi smart tokens sună a voodoo Uh, mai ales dacă intram în in detalii. Vă duc cu ecuații matematice misterioase. Așa că haideți să trecem pești. Pe scurt, Bancor va rezolva pentru prima ora double coincidence of, want, of wants problems in currency exchange. Adică coincidența dublă a problemei cererii în schimbul valutar. Altfel spus, dacă eu vreau să vând ceva ce tu vrei să cumperi, până acum, pentru a realiza tranzacția, ar fi trebuit, în primul rând, să ne fi întâlnit în același loc, în același timp. Asta s-ar fi putut exempla într-un pub în lumea reală sau într-o cază de schimb valutar online. Și acolo ar fi început negoțiarea plații, fie au bauturi din pub, fie a comisiunilor reținute platforma digitală unde are loc întâlnirea. Cu alte cuvinte, acest proces e scump. torchiat și nu lipsit de riscuri. De mulți ori, ori s-a întâmplat ca aceste schimburile online să fie hacuite și toate monetele să fie furate. De multe ori s-a întâmplat chiar ca proprietarul se avessimo cercato di farlo tutti quando i nostri clienti lo sanno. va a risolvere questo problema, permettendo di creare una riserva frazionare per ogni buon, ad esempio una sorta di ban banca centrale decentralizzata, da che mi ricordo se usavo un Ximoron Fancy. Una riserva che avrà una costante, in modo automatico, prin ridicarea și scaderea prețurilor comparativ cu cele alte bunurile în timp real, ținând cont de cerere și de ofertă. Existența unei rezerve este ceea ce face bunul o lichiditate și asta înseamnă că vânzătorul și cumpărătorul nu trebuie să mai întâlnescă. Coincidența dublă a nevoilor lor opuse nu mai este necesară. Această mică mare invenție e probabil destinată să revoluționeze încă o dată, lume, lumea noi, economii decentralizate. Folosind protocolul și aplicațiile uh, bancor, nu numai ca oricine va putea să creeze propriile valute sau bunurile fără să aibă nevoie de cunoștințe tehnice. Mai mult decât at atât, bunurile create, dacă este necesar, vor avea lichiditate împotriva altor bonuri print un proces automat capabil să adapteze continuu ratele de cerere și de ofertă. Acest lucru le va fi foarte util mi micilor comunități care dorește să se creeze propria economie locală, pentru cautarea de fondurile pentru a porni o afacere, pentru operațiuni de crowdfunding și multe altele speculațiile, pe termen scurt, în lumea criptomonedelor, cum ar fi rușinoasele scheme pump and dump, umflarea prețurile unui bun și demenirea investitorilor să cumpăr un bun la un preț umflat și apoi prabușirea bruscă, vor fi mult mai greu de realizat. Pentru multă vreme, lumea criptomonedelor a semnat cu un casino uriaș și de aceea Mulți au preferat să stau deoparte. Începând cu bancor, lumea criptomonedelor va deveni probabil din ce, în ce, din, ce, din ce în ce mai mult un sistem financiar adevărat. Din ce în ce mai integrat cu reguli proprie, decentralizat și plin de noi oportunități. Cu alte cuvinte, un alt pas către acea schimbare de paradigma de sistemul financiar mondial. Schimbare care, pe termen lung, pare a fi inevitabile pentru mulți. Asta e ceea ce a fost deja numit Internet uh, 3.0, în in, in timp ce Internet 1.0 a dat tuturor posibilitate pentru prima oară în istorie de a se exprima în fața unui public global și de a se publica liber propriile informazioni e propri pareri, e internet 2.0 ne ha in interior delle de di socializzazione in cui, in ziua di azzm, traiamo mai più di quanto facciamo in lume reale. Internet 3.0 va da probabilmente a tutti la possibilità, di nuovo, per prima ora in storia, di ci creare crea propriul capital. Sau ceva asemănător. Doar timpul ne va spune. Cine știe, poate că în curând ne vom decide să ne creăm proprie valută pentru a ne finanța propriile proiecte. Cine știe. La final, dacă din întâmplare acest discurs al meu va aduce noroc și veți deveniți putre de bogați cu ajutorul crip de monedelor. Nu uitați la momentul respectiv să mi face ciste cu o pizza. Sau mai bine cu două pizza. Bineînțeles, dacă costă numai puțin de 26 de milioane de dolari. Uh, so, bye bye from Roberto Coaglia.